Competiție în familie pentru scaunul de primar al comunei Căpreni. Actualul edil Emil Cătănoiu se va duela cu nepotul său pentru un mandat care a decis să intre în cursa electorală din partea Partidului Mișcării Populare. Ștefan Cătănoiu a anunțat deja primul proiect pe care dorește să-l pună în practică dacă va câștiga primăria Căpreni. Ștefan Cătănoiu vrea să-l învingă în cursa pentru fotoliul de primar pe unchiul său, Emil Cătănoiu, care conduce administrația locală de mai mulți ani. Să facă un anumit proiect legat de administrare de fonduri europene pentru obținerea unor sere date către familii tinere sub contract, totodată un manager bun să facă un contract cu anumite magazine mari din țară, să le ia la un preț de angro, piață de gros, să vândă către magazine producția și sper să fie mai bine și la noi în țară. Să nu mai fim obligați să mergem în străinătate. Liderii formațiunii politice cred că Ștefan Cătănoiu este alegerea corectă pentru primăria Căpreni. Președintele Mișcării Populare Gorj, Nicolae Davițoiu, a vorbit cu această ocazie și despre situația de la CEO. Participați la acest miting al disperării și conducerea Ministerului Energiei pentru a putea cel puțin dialoga și rezolva în termen cât mai avantajos și pentru protestatari aceste doleanțe pe care le au. Săptămâna viitoare, liderii Partidului Mișcarea Populară vor avea listele finale cu toți candidații pentru primăriile din județ.